Cred fiecare dintre noi poate să rezolve problemele la care suntem expuși. Și avem destul de multe companii în ultima vreme care rezolvă probleme enterprise, pentru că sunt începute de angajați din companii mari, care au văzut problemele în mediul enterprise și care le pot adresa. Deci cred că asta este o tendință. Apoi, treaba asta se intersectează cu câteva trenduri care sunt mai la modă, în sensul că ele sunt prioritare pentru anumite categorii de clienți și, din cauză că sunt prioritare, sunt mai ușor de finanțat și atunci pe alea le vezi pentru că restul mor. Și câteva zone din astea ar fi probabil cyber security. Am văzut foarte mult e-commerce infrastructure în ultima vreme. AI, ML, destul de mult, și human resource. După COVID, toate lucrurile legate de human resource pare că se schimbă și văd startups, platforme de HR, cursuri, anything, o grămadă de lucruri în zona aia.